Episodul anterior l-am terminat la tine acasă. Știți că m-am văzut cu ea off camera, am mai stat de vorbă, am mai alea. Și o să vedeți astăzi ce se întâmplă, pentru că trebuie să vorbim cu Bezea, trebuie să vorbim cu sindicatul, să aflăm ultima misiune, care e interesantă situația, rău de tot, așa că uitați-vă până la final, oprim muzica și haide cu burgerul să facem burgerul aici. Vă arăt cum se face un burger perfect aici. Bine, Tina, văd că nu s-a trezit, nu știu care e treaba cu Tina. Dar facem aici un burger perfect. Îl punem aici la grătar direct. Unde? Ar trebui să tem și aici frumos. Prepară cel mai bun burger. Se știe. Și dăm să gustem. Puțin așa. Așa. Dăm aici. M-au auzit pași. Cred că vine Tina aia. Atenție. Și cam negru pe pantalon. What, adevărat? Azi cam o dâră puțin așa, o frână pe pantalon, un pic așa, dar... Oh, ia uite, uite-o puțin acolo, frate. Na, na, na. Oh, neața rază de soare. Ce faci? M-am trezit și eu acum. Am văzut că nu mai erai acolo. Nu, m-am pus acum să-ți fac un burger. N-ai mâncat așa burger, să vezi tu ce burger să fac. Ia, am pune-te acolo la masă, pune-te acolo la masă, că ți-l aduc imediat. Bine, bine. Ia stai, așa, facem aici un burger. Deci mi mecanic. Prepară burgerul. Așa. Ok. Așa. Avem burgerul. Hai să facem acum. Stai să-mi dau un emote ăsta bun pentru așa ceva, prop emote. Carry food bag. Nu food bag, food tray trebuie. Este carry food broom. Carry pizza food tray. Mă duc așa ca direct food tray ia. Da. Un burger direct. Asta e bun, asta e bun, ia, așa. I-am preparat aici burger. Uite, aici un burger cu niște cartofi frumos și niște suc. Am văzut că aveai pe acolo, sper că e bun. Așează tava. Așa. Bun. Ia să-mi spui cum ți se pare. Vezi că e, s-ar putea să fie un pic fierbinte, dar... nu-i problemă. Ce bun e. Bă, nu mă aștept să zic asta. E foarte bun, chiar știi să gătești. Da, acum să nu te înveți, că nu o să mă vezi dezgătind. Îți dai seama. Păi lasă că data viitoare gătesc eu iar. Omletă? Sau ce gătești? Păi, aș putea să fac omletă dacă nu faci mofturi, că proa e baie sărată, ba nu e sărată, ba nu știu ce. Hai, lasă, nu mai... Nu ne mai ducem pe de-astea, că n-are rost, nu mai... A, te-ai trezit în toane bune, văd. Da, da. Păi, a fost mișto aseară, știi, și mi-ai adus zâmbetul pe buze. Ai simțit bine? Da, da. Și mie mi-a plăcut, chiar a fost mișto. Hai să mergem, că astăzi avem treabă. Trebuie să vorbesc cu sindicatul, trebuie să mă duc cu... Bine, păi, de data asta nu te mai lasă conduși tu. Cu mașina ta, îți dau altă mașină pe mână. Ce mașină îmi dai? Vreau să vezi ce am achiziționat recent. Ai achiziționat? Ți-ai luat mașină nouă? Adică, nu chiar. Mi-am promutat-o un prieten pentru 2 săptămâni. Da? Ce prieten? Un băiat de prin oraș. Băiat de prin oraș? Așa îți împrumută ție o mașină? Da. Da... Da. Da. Ia da să văd ce mașină, sunt curios. Acum. Da, cineva e gelos, nu știu ce, gelos, mă, chat, că nici nu suntem oficial împreună ceva. Am petrecut și noi niște nopți împreună, d-alea. Alea, 2 nopți sunt multe. What? Un 300 plus. 300 plus. Nu le-am eu așa bine cu mașinile, dar arată
rapid rău de tot 300 plus ăsta. Da, da, da. Momentan nu este tunată cum trebuie, dar prinde 580 lejer. Ce, mă? Vrei să faci o tură cu ea, să vezi cum e? Cât, mă? 580? Bine, acum, da, prinde și mai multe, dar trebuie să o tunez. Ai, ai, ai. Ok, bine, eu dau o tură, îți dai seama cum poți să refuzi așa ceva, da? Dă-mi coace. Vino lângă mine să dau cheile. Ia, dă-mi coace. Cred că mă faci și mai fericit dintr-o dată, mă simt în extaz. Vreau să zic acum o prostie. Dar nu mai zic, lasă. Zic după ce conduc mașina. Așa. Mamă, mâncați, ești curată. Vezi că stă un pic prost cu frânele. Ai grijă cu... O să... Cu am grijă, mamă, cu să te aude motorul ăsta, ai auzi. Toarce. Mamă, măi! Și zici că nu e atât, ți-a luat un împrumut sau cum? Ai plătit? Da, mi-a dat un împrumut pentru 2 săptămâni. Are niște treabă în afara orașului. Și știe că îmi place mașina și mi-a lăsat-o mie. Mamă, cum rage asta. Da, mișto rău, ce pot să zic. Lucky așa, dacă ești băiat, ca... nu cred că ții de-astea așa. Te-a s-a dat la tine sau? Nu, nu. Mamă, s-a dat, înțeles. A, ah, e ok, m-am speriat pentru că am crezut că mă bag piciorul în ea, se duce prea rapid, dar ok, e ușor, gen, o luăm ușurel. Am mai schimbat eu niște chestii pe acolo, ținând cont că am fost mecanic, știi, ca să nu... Hai ce facem, îl sunăm pe BZA, ia ziceți. Am mai pățit. Am înțeles. Mă gândesc să-l sun pe BZA să văd care e treaba cu ce s-a întâmplat. Bă, zăpadă efectiv a murit, bine, nu fața mea, dar l-am pus... E sigur că a murit? Nu sunt sigur, pentru că gen... Dar ideea e că eu tot strigam la el, dar nu răspundea când m-am dus după el, la el. Practic, am auzit niște gluanțe, când m-am dus la el era leșinat acolo, dar nu scotea niciun sunet. După păi dacă era leșinat, cu normal că nu răspundea. Da, dar gen... Nu știam, nu mi-am dat seama dacă e mor sau nu, știi? Nu dădeam seama. Dacă... Și am încercat după aceea să mă întorc la el, practic să-l ajut, după ce mi-a scos și-o cătările și toate astea și nu mai era acolo. Adică ceva l-au luat, cumva, nu știu. În fine, o să văd acum, vreau să testez puțin asta înainte. Dăm un kickdown, 3... Posibil... Ia, ține-te bine. 3, 2, 1... Așa, direct în... La înălțime. În pantă mai greu un pic. Wow, bă, vezi că chiar se duce, cred că. Chiar se duce, se duce, dar la frâne e un pic cam... Da, mai bine, mă rau mai ușor, ia stai, mă pun invers. Aici e un pic cam drumul, cam... Nașpa de da. Accelerat. Ia. Dă-i. Ține-te. Și frică să bag piciorul. Omul cu se aude motorul. Mașinile de curse direct. Da, se pierde controlul ușor. Da, 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 trebuie să-i fac acolo tuning, tot ce trebuie. No. Ea prinde probabil viteză, dar e prinde, greu. Prinde, 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 prinde. Până o stabilizez, îți dai seama că e cam greu să o conduci, dar așa, uite și tu ce mașină conduci. Bă, nu știu de ce prieten, ai zis că e prieten cu tine sau? Cum? E prieten cu tine, tipul ăsta sau? Da, 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 da. Ne știm de pe vremea când eram mineriță. Mineriță? Păi da, băiatul e miner, fata mineriță. Ați mai auzit de mineriță? Eu n-am mai auzit până acum. E bine. Ai fost și miner? Wow. Am fost destul. Wow, 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 wow. Da, mă, se duce. Creierul un pic pe aici. Ție spică un pic că merg cam repede. Ține-te mâncați, ești gura ta. Chiar și mie, cred că... Mie îmi și... pun centura. Acum, acum, ia uite. Mamă, cum merge asta, ești nebun? Ok, gata, trebuie să pun frână numai, gata. Gata, mă simt deja. Dar te miști mai repede decât te-ai mișca și zburând, ești nebun. Îți dai seama. Wow. Prinde mai mult ca Tesla ta, pe pariu. Eu nici nu știu cât e mașina asta, nici nu mi-e și așa să întrebi, ești nebun cât ar putea costa mașina de asta. Cum să spun așa, un preț. Îți spun în Bitcoin, să spun așa, Bitcoin. Că nu știu un preț de lei, yes, da. Bitcoin, cât e? 1500 de Bitcoin. Mamă, adică de diamante de alea acolo, am înțeles. 30-40 de milioane, nu știu sigur cât ar veni în lei. Mamă,
E nebunie. Am înțeles. Hai că sun pe Bezea să văd ce face dacă răspunde. Că la trecută nu mi-a răspuns. Ia să vedem. Oh, oh, oh. Salut. Salut, mă auzi? Alo. Mă auzi? Te-am sunat ca să clarificăm un pic tot ce s-a întâmplat. Mă interesează. Dacă vrei să vorbești față în față. Față în față. Zi-mi unde să ne vedem. Ia zi. Vreau neapărat să fie un loc public. Unde vrei tu, neapărat? Unde vreau eu. Ok. Îți dau un mesaj cu locația? Dacă vii cu mafia, nu mai vin. Nu vin cu mafia. Doar... Dar nici tu nu vii cu nimeni, da? Da. Ok, ba. Gen... Ok. Ok, trimit. Unde ne-ai vrea să facem noi într-un loc public? Așa mai... Să... Nici nu știu unde zici să mă întâlnesc cu Bezea, că ar fi mai ok. La observator acolo? Un loc... Nu, la observator la ora asta nu prea ar fi bine. Îți spun eu pe GPS un loc. Bună. Bine singur sau mai vine cu cineva? Doar eu cu tine, practic, și el. Nu mai vine cu nimeni. Tu, da, practic, rămâi în mașină ca să fie ok. Da, 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 vă spun acum pe GPS. O iau pe Tina. Rămâne în mașină, nu iese din mașină. Să mă întreb ce idee are Tina, unde să mergem, că îi merge mintea. Acolo? Gata. Acolo nu prea am unde să pun mașina fără să... E că mergeam undeva unde mai conectat, așa. Să nu se prea vadă, nu? Da. 631... La 631 la cimitir, nici nu știu. Sau la 816, no, în parcare. Stai că mă uit un pic pe aici. La 816 în parcare, nu știu. La Course Center, gen. Sau am putea să mergem... Gata, știu un loc unde am putea să mergem și nu ne deranjează nimeni. Și bune, nu trece nimeni pe aici. Yeah. E un pic mai departe, dar... Nu, că nu, vreau tocmai să fie un loc public, astăzi vreau să fie un loc public. Public. Cât de cât, dar nici să nu ne mai înțelegem, dar să fie ușor de fugit dacă e cazul de fugit sau ceva de genul ăsta. Lângă tatuaje? Da, e bun acolo, unde naiba să fiu acolo? Asta e că e un loc și asta e că știu eu un loc aici, unde naiba e ăla. Aolo, de acolo e turf. Fix acolo. Stai așa că mă uit. Stai. Turfs. Aha, am avut dreptate. La 53, mă. 53. Ce ai? Da, ok. Stai puțin. Peze. La cod poștal 53 ne vedem în 3 minute. Hai să vedem. Încercăm să ajungem înaintea lui. Să nu trec prin turf, că dacă trec prin turf mă jefuiesc ăștia și n-ar fi deloc ideal. Să luăm pe aici mai bine, cred că. Să evit turful ăla, că dacă intrăm în el... Mamă, dar mașina asta e rapidă, pe bune. Vorba ta, ar merge da, niște frâne. Niște frâne, nu doar frâne. Mai multe, nu? Da. Aolea. Mi-am schimbat uleiul și am mai retușat un pic motorul ăla să mai și scârția un pic, un pic, știi? Nu era chiar... Am înțeles. Am evitat complet turf-ul. Opa. Mă, cam nebunit pe aici, uite. Mașina. Da, păi e zona. Aici suntem fix la margine, nu ne face da, nimic. Da, nu ne... nimeni nimic. Și-a zis și eu. Dacă intrăm în zonă, am pelit-o. Aici. Da, stai tu, stai tu în mașină, deci tu nu, oricum te vede nimeni dacă stai în mașină doar, ok? Da, stai da. Doar în mașină. Dacă vezi că se întâmplă ceva, n-aș pa poți să ieși cu armă. Da, da. Hai, succes. Doamne, știu. Nu știu, stau așa. Asta mi-a dacă m-a răspuns. Dacă vine. Vii? Ok.
El mi-a răspuns, nu de alta. Am emoții, poate nu vine asta. Ce mi-a dat romanul aici? Aștepți? Da, mă. Da, mă. Nu se vede tine înăuntru, nu? Nu se vede, mă, nimic aici, nebun. E fumuriu, nu se vede nimic. E all good. Hai, rupeți butonul ăla de like. Să vedem ce naiba zice bezea acum. Sper să nu fie vreo șmecherie sau ceva. Masca jos. Hai, fără masca. Așa, ca băieții frumos, îl așteptăm. Bebeți de luță. Gata, ce suntem bine. Schimba outfit-ul? Nu astăzi, că avem prea multă treabă. Gândiți-vă că trebuie să mergem să facem rost de misiune. După faza asta, o să mergem să sunăm la sindicat, după ce rezolvăm cu bezea. Sper că nu se ceva nașpa cu bezea. Sunăm practic sindicatul să ne dea misiunea. Mergem și arătăm practic ce am făcut noi și ne dă noua misiune. Ultima misiune, practic. Și după ce terminăm misiunea asta, suntem oficial sub protecția sindicatului. Mai multe reguli, mai multe responsabilități. Mai complicată situația și mai interesantă, ok? Adică să fie interesant. Uite ce mașină are. Dacă el, băi, ești nebun. Ce? Să vadă. Am înțeles. Ia-te. Cine e mașina? E o fată. Nu e... Și-am să vii singur. Da, mă, te desperi, o fată. Și tactic, a făcut nebună. Te sperie fata din mașină? Nu cred. În fine, n-are nicio treabă cu noi. Mă așteptam să nu vii singur. Și prietena ta unde e? Cu treabă. Păi am venit singur eu, nu? Ok. Vrei să-mi explici ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat așa după tine? Păi m-ai lăsat în viață, ceea ce îți mulțumesc și apreciez, dar voiam niște explicații cu ce s-a întâmplat cu zăpadă. Păi nu s-a meritat să mor pe tine. Având în vedere prin ce am trecut amândoi. Și cu zăpadă, na. Trebuia să-și ia cineva. A fost o alegere mai mult. Că vrei să-mi spui că n-ai omorât? Da, l-am omorât. Și cum vezi tu acum viitorul? Nu știu, vedem. Cu Bibi cum facem? Că ia să zic că cum te... fac? Păi și eu, e și împotriva mea și mie îmi face probleme. Putem să ne aliem împreună exact cum ți-am zis în planul ăla și să facem să scăpăm împreună de ea. Ori, ți-am zis, e și metoda în care să afle care e situația, că tu ești așa în viață, că ești Frederico. Pot să vorbesc cu tine liber, că Frederico în viață, că toate astea, știi? Dacă ar afla ea că Frederico e în viață, după aceea n-ar mai fi nicio râcă la ea pe noi, știi? Ar fi... Trebuie să vă știi ce și Frederico. A? Trebuie să vă știi ce și Frederico. Că până la urmă e sursa. Da. Dar ceva tot se întâmple. Asta e chestia, că nu cred că te-ar lăsa nici Frederico să o omor pe ea, știi? Și ar trebui măcar, uite, așa s-a rezolvat situația, dacă ar ști Bibi că e în viață fratele ei. Dar nu pot să fac eu asta, trebuie să vorbești. Tu mai vorbești cu Frederico? Ai mai schimbat vreo vorbă? Am mai vorbit, da. Ne discuți. Dar cine e domnișoara de mașină? E o prietenă. Ce prietenă? Are arme? Cred că da. Dar nu e... Nu știu sigur. Dar nu trebuie să fiu singur? Bă, ce ți-e frică de asta, zici că îți face ea ceva? Am venit să discut. Dacă are armă, ce? Nu știi să țin arma mână? E în mașină, nu, până iese ea, până își pune arma mână, până nu știu ce. Păi cred că poți așa cu arma mână, nu? Nu, că eu nu stau cu arma mână. Și nici ea nu cred. Nu, dar... Sunt doi. În fine, hai. Lasă așa. Bă, în ce situație m-ai pus pe bune? Se pare că am venit cu să-ți fac rău? Nu, am înțeles de ce ai făcut, am înțeles. De ce nu te-am făcut rău? Ți-am lăsat în viață? M-ai lăsat, da. M-ai lăsat pe munte, în chiloți. Mai de capul meu acolo, da. Da, ideea era să dau cătușile jos, dar am uitat. Am înțeles. Am, bă, că te-ai descurcat. Nu mai zic că mi-am rupt totul. Presupun că acum ăștia din mafia ta vor să mă omoare sau cum?
Nu, că nu le-am zis nimic, practic nu le-am zis. Am zis că am fost luat de tine. A? Cine a venit? Cine e? Nu, cu cine ai venit? Cu elicopterul. Elicopterul? Ce elicopter vere? A, atunci. Da, cu un membru din mafie. Dar nu cred că îl știi? Romano? Sună cunoscut? Da, știu, da. Erai și tu, da, erai. Mm-hmm. Te-am lămurit? Ok, ce să zic. De ce nu avea zăpadă, sânge pe el? Asta că l-am văzut că era acolo, dar... Mm? De ce nu avea sânge pe el? A dispărut, tu ai luat? Ce? Luat? Crezi că l-am împușcat? De ce ai făcut? Că am auzit un glonț. Da, am tras două glonțe. Când le-am tras, el era deja dus. What? Ok. Ok, ce pot să mai zic? Baftă. Ne vedem ce se întâmplă pe viitor. De ce nu? Da, ok, vom vedea. Salut. Era să-mi pun o întrebare proastă, că m-a întrebat, zice acum Eric, de ce întreabă de ce nu te-am omorât. A explicat de ce nu m-am omorât. Toate bune? Da, ai observat că... Și că am dat seama că era în mașină. Da. Da. Am discutat. El zice că l-a omorât pe zăpadă. Am mai știu eu cum zic e cu moartea asta, că... Adică... Sigur e mort, nu? Hmm? Sper că nu e o glumă. Nu știu mai cum e. Asta e chestia, că nu știu cum e. Trebuie cumva să aflăm și de zăpadă. Până nu-l văd cadavru cumva. Eu nu vreau să-l știu. Să-l întreb dacă poți să văd cadavru. Trebuia să-mi întreb de cadavru, asta era o întrebare bună. Să-i zic să-mi văd cadavru. Asta era o întrebare bună, mâncați așa. Normal că-mi vin numai după ce... Bă, să-mi bag picioare. Data viitoare ia-mă și pe mine, că ne vorbesc eu în locul tău, dacă e. Da. Ok, și acum unde mergem? Bun, stai să sun acum. Sun sindicatul. Să văd ce misiune primim. Salut! Tare! Mă numesc Blanco Marius Hill de la Mafia Diablos. Pentru a patra misiune am terminat-o și voiam să primesc următoarea misiune, dacă ne putem întâlni. Ok. Absolut nicio problemă. Unde vă poziționați mai exact în acest moment? Acum sunt la 53 cod poștal. 53 cod poștal. Mai e cineva pe acolo? Nu. Să vin? Nu mai e nimeni, dacă vreți să vin eu cu la dumneavoastră sau sunteți în zonă. Nu e nimeni acolo și astea stai liniștit că pot să vin. Okay. Mă interesează să fie și un loc destul de sigur. E fix lângă... Da, este sigur, adică nu este nimic. Asta și spun. Aici ar trebui să fie destul de sigur. În cât timp ajungeți? Atâta. Acum mă pregătesc și eu și vin spre voi. Ok. Nu durează mult. Ok, salut. Sigur, salut. M-a rămurit mult. În cât timp veniți? Acum plec. Nu știu când înseamnă. Da, o să vin aparent aici. Am găsit un loc bun. Să zic că ăsta, mă, ce bani are. Uite ce mașină are. Dacă e ceva, spui cheia ta. Un loc interesant aici. Ia să mă ieși pe aici să văd cum e. Până vine ăsta. La o tură așa. Aici vin tiriștrii, hai că m-am vorbit tarte, tiriștii, să umple mare... Tiriștii piștii. Da. M-am uitat la un serial turcesc, știi? Cât vorbeai tu cu... Mă plictiseam. Și... Vine în turc acum sau în orice altă limbă, nu vine română. Bă, și tipul ăsta de care zici, cum îl cheamă? Are o poreclă, nu are un nume. Și cum... Ce poreclă? Shadow. Shadow? Da. De ce? Întrebam că are mașină mișto, poate îl cunoșteam, poate ceva, nu știu. Dar nu sună. I-a dat și o dubă pe un leu. Ți-a dat o dubă pe un leu? Dar nu chiar nu crezi tu că se dă la tine? Nu se dă. Nu? Am mai
prins oameni care au încercat să dea și nu mai vorbesc cu ea. Și... și tu ce faci în timpul liber? Când nu ne vedem noi de curiozitate. Pe lângă faptul că stau... Oh, stai puțin, te rog, că... mă caută lumea. Cred că vrea să te duci la baie. Cred că se duci la baie. Iago, caută lumea! Cine o sună? Aș fi aiurea să dau cu spatele să încerc să aud ce zice ea acolo, așa că s-a dus ea cu un motiv în spate să n-aud eu. Așa, scuză, m-am revenit. E ok. Deci, în timpul liber, în afara faptului că stau în continuu în casă și mă uit la seriale, deci că-s nebună, mai ies din când în când să fac curse cu mașina și în rest mai nimic. Am înțeles. Frumos. M-a trecut o babă la volan. Am plâns o săptămână aproape. Ce s-a întâmplat? Eram cu eu cu Merțanu, știi? Și acum câteva, nu mai știu, săptămâni, când mai exact, m-a trecut o babă care conducea nu știu ce mașină. Și am făcut cursă cu ea și m-am trecut. Ia, scuze, mă duc acum să vorbesc cu ăsta. Vrei să vin și eu? Poți să ieși. Salut! Salutare! Deci am primit niște poze, practic, să găsim niște locații și din câte am înțeles eu atunci explicații, ar trebui, practic, să le fi găsit, să-mi dau seama unde se află și toate astea. Și am făcut, practic, un selfie. Okay. În fiecare locație. Dacă vrei, uite, ți arăt aici sau ți le și trimite. Dacă vrei, ți le arăt da, aici. Da, da. Uite-te puțin aici. Așa, stai așa. Vrei să ți le trimit pe telefon sau ți le arăt direct pe aici? În mâna mea. Ia, trimite-le ca să le văd mult mai bine. Ah, ok. Stai o secundă să adaug. Da, da, da. Așa. Așa, știu cum cheamă. Niciodată n-am avut atâtea contacte pe niciun server. Salut. Ai primit mesajul? Așa, e ok. Bun. Așa. Dar de fapt mi se pare că și la tine se văd destul de, destul de bine, nu? Asta că îți trimit acum. Ah, ok. Așa. Zic ca să nu vă mai rețin de aia. Trei bam. Bam. Ok. Bam. Așa, ăsta așa. Ăsta așa. Și cam astea sunt. Cam astea cred că sunt toate. Da. Da, da, da. Păi acum m-am uitat. Bun. Da, e perfect. Așa. Bun. Ce constă următoarea misiune? Și pe spun că bun, ultima, nu? Da, 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 următoarea e în felul următor. Noi din câte știm, noi avem niște suspecții. Okay. Și suspectăm pe cineva din mafia SS. Okay. Că vor să omoare pe cineva și să-și facă dreptate singuri. Și astea nu prea e ok. Adică să pe alții din alte mafii, să înțeleg. Da, și asta nu prea e ok să-și cam facă ei dreptate. Știți și voi foarte bine că asta... Treaba sindicatului, nu? Da, nu e ok. Înțeles. Și vreau să-i urmăriți, să vedem exact ce se întâmplă. Practic să fac rost de informații și da, să vă da, raportez da, da, toate informațiile și eventual da, da, da. Să vin ce cu întâmplă, informații ce... că sigur nu sau sigur da, nu? Da, 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 corect. Să vedem exact. Sunt suspecți de... Se suspectează cineva de treaba asta și vrem să fim siguri. N-aveți idee împotriva cărei mafii sau ceva? Nu am, astea sunt singurele informații de le am și eu. Înțeles. Astea le... Și de asta ți-am spus. Deci suspectăm din mafia SS că vor să omoare pe cineva, să-și fac și... Na, dreptate singur nu-ți faci niciodată. Asta se rezolvă altfel. Dar asta este, n-avem ce să facem și...
dacă se poate să fie urmăriți. Mm-hmm. Și informațiile să ajungă la noi. Ok. Odată, practic, după ce vin cu informațiile pozitive sau negative, cu probe reale, ar trebui, avem, practic, să fie misiunea îndeplinită, nu? Da, da, da. Să veniți cu probele, să vedem exact ce se întâmplă. Le analizăm, ne uităm pe ele și dăm concluzia finală. Bine, în regulă. Gata, perfect atunci. Seara faină și să ne auzim cu bine. Da, 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 cu siguranță. O seară frumoasă vă doresc. La fel. La revedere. La revedere. E greu. E greu un pic. E un pic complicată misiunea. N-am auzit în viața mea de mafia asta. E ceva importantă? E grea? E... mare. Pe scurt, dacă dăm nas cu ei, nu prea e ok, dacă nu stăm toți, știi? Aoleu, toți? E puternic în oraș? Tu știi mai bine care e voie orașul. Păi, pe exemplu, zona asta din stânga e un pic cam luată de ei, știi? A, da? Și mai este una. Mama, au două târf? Aoleu. Da, da. Au două zone de ale lor, văd. 1, 3 și restul nu, văd că nu sunt... Nu. Da. Da, o văd că au acaparat destul de bine, ce pot să zic. Și sunt zone importante astea, cred că. Da, da. Hai să mergem la bază. Tu ești tu acolo, okay. Niște mesaje să fie oamenii acolo pe fază că facem planul la bază. Da, da, da. Sunt pe Romano. Bun. Viața mea, spuneți-mi, vă rog, că sunteți toți la bază, că venim și noi acum. Ok, ok. Toată lumea la bază. Perfect. Am un plan, dar o să fie un pic riscant. Nu știu dacă o să meargă, practic. Trebuie să ne împărțim în mai multe echipe, dar nici prea rău, adică... Să vedem acum cum facem. Trebuie să ne organizăm bine. Cine să meargă... Câte doi așa ar fi cât de cât ok. Câte doi? Păi, e zona destul de mare. Noi suntem la fel de mulți. Dacă mergem toți deodată sau câte patru, pierdem mult... spațiu, să spun așa. Și zici că, da, care mafie are? Da, chiar e singura mafie care au două târfuri, am văzut, sau? Momentan, da. Păi ce, că sunt buni înseamnă dacă au două târfuri. Sunt buni, acum da. Nu e bună. S. Mai ușor cu viteza pe aici. Gata, o iau ușor, ți-e frică să nu zgări? Costă. Da, seama. Viața noastră. Ei, lasă că... Nu zic nimic. O, e viața noastră, ce e. Hai. Hai, băieți, gruparea. Salut, stare, salutare, gruparea, că avem vești mari. Salut, salut. Bună, bună. Am ajuns la ultima misiune. Salutare tuturor. Mai avem foarte puțin ca să ne îndeplinim primul scop pe care l-avem, de a fi sub protecția sindicatului. Ultima misiune e un pic mai tricky și complicată. Salut. Va trebui să ne împărțim în câteva echipe. Hai să vă spun în mare care este treaba. Sindicatul suspectează că mafia SS urmează să-și facă dreptate, omorând practic alți membri ale altor mafii. Și nu știu dacă s-a întâmplat, dacă se va întâmpla. Ideea este că noi trebuie să facem rost de probe video. Înțelegeți? Așa că sper că aveți GoPro-uri. Și dacă cumva aveți dovezi solide legate de treaba asta, ce știți despre mafia SS, de curiozitate? Că mai cu negru așa, care tăi 1 și 3... Și că-s mulți și puternici. Sunt mulți stafon. Da, stafon. Nu, no, nu, no, nu e voie să mai... O să zic eu. Sunt mulți și... Sunt mulți care știu să trag. Și trag, da, bine. Mulți trag bine. Trag bine. Trag bine? Da, da, și eu. Eu vă zic de pe acolo. Da, am văzut ce bine trag. Păi uite cum facem. Cum văd eu.
Ideea e că trebuie să ne mișcăm, că s-ar putea, având vedere că e suspect, ar trebui să ne mișcăm zilele astea, azi, mâine, poimine, să aflăm informații, înțelegeți? Că e informație proaspătă și s-ar putea să se ducă și trebuie să facem neapărat rost de informație. Probabil dacă ei știu asta, s-ar putea chiar să se întâmple chestia asta, că nu cred că își suspectează ei degeaba, știi? Și faza este că, uite, tărful 1 și tărful 3. Uite cum aș vedea-o. Să ne facem câteva echipe. Și printre care una o să mergem acum. Și una să fie de backup. Una să fie de impact o singură dată, gen. Adică una singură se duce la bătaie cum ar veni. Și acum în prima echipă o să vreau să fie, practic, eu, Romano, Cătă. Tina și Cătă. Cătă și Tina. Suntem destui ca să intrăm într-o mașină. Restul ați putea să vă împărțiți ori în două echipe, să mai fiți încă alte două echipe, ori încă una mai mare. Auzi, Blanco, Dai, spune tu, văd-o primul. Cum mergeți voi cu 300 plus, așa că e ideea că avem mașini de culori diferite. Stau eu cu 300 plus. Nu, că nu mergem cu 300 plus, mergem cu... A, da, cu mașină de 4 cu... Și vin și eu cu chelpii în asta. Nu, ideea este că trebuie să fim o singură mașină, trebuie să fim ca să nu atragem atenția. Mai întâi o să mergem pe tărful... Nu cred. Nu, stăm pe stație și ne plimbăm amândoi pe tăi, ambele mașini, știi? Și când vedem ceva, dăm pe stație și veniți sau venim. Păi asta e chestia, da. Dar care să nu luăm bătaie, că vă omor imediat. Ea dacă-ți doi într-o mașină... Ascultă și tu ideea, Bodo, mă, că ți-ești gura. Da. Ascult, eu ziceam ideea mea. Păi, eu ți-am zis ideea care ar fi. Da, așa. Veniți și voi, fiți pe fază. În zonă, dar nu în tărf. Doar unul intră, ok? Ca să nu atragem atenția, că dacă suntem prea multe mașini, se atrage atenția asupra noastră. Trebuie să fim ușor, trebuie să vedem dacă se întâmplă ceva ciudat. Dacă... Știți cumva cum arată ăștia din SS? Au mască neagră. O să zic eu? Mască mauvă și se îmbrăcă mov. Au bandană la picior neagră. O să zic eu? Zi, deci bandană neagră, nu? Au masca ca lui unchiu și au aici la... cur, genul bandană, din aia la fel negru. Îmi pare rău să vă zic, dar da, deci bandană și negru și negru, am înțeles, deci negru. Așa, Blanco, mai am eu mică o problemă, minoră, chiar zic. Mi-a cam luat dicotul pistolul de pe mine, ăla mic. Dar vin cu asta mare, nu-i problemă. E sigur? Da. Ideea este că, uite cum aș vedea, în caz că cumva suntem jefuiți, să nu vă luați chestii de valoare prima echipă, adică Romanu, eu, Tina... Dați în colegi un pistol și vi-l dau înapoi dacă e ceva. Potul, ce mașină mergem? Pentru că s-ar putea să fii jefuit și știu, din câte știu eu, dacă e practic nejefuit, nu ne poate face nimic dacă nu e jefuit, sunt ok. Mai un pistol în dulap, Blanco? Ba da, ba da. Dacă vrei îți dau pistol. Să știu dacă să lăs ăsta aici. Îți dau, mă, îți dau pistol eu. Ok, că fug să-l bag în mașină aici. Hai. Un gagan, un ăla. Hai că merg la depozit. Prima echipă, deci a doua echipă, tu ar trebui să fii tu, Bodo. Eu cu chelpi, da. Să stați pe fază și mai luați încă doi cu voi, practic. Păi merge cu mașina de doi. Păi luați de patru, ca să fie mai bine. Fiți mai mulți într-o mașină. Nu, eu zic că mergem în două mașini, doi câte doi. Eu zic că ar fi cel mai bine așa. Ca să luăm și de la față și de la spate, că patru ne omoară într-o mașină repede. Dacă se dă jos înainte la asta din mașină. Ideea este că voi nu trebuie să intrați pe tărf în același timp cu noi, ok? Doar dacă e ceva urgent. Asta e chestia. Da. Bine. Stați voi pe trei, noi pe unul sau invers. Nu, tocmai, că dacă tu pățești ceva pe partea aia și dacă ne ași pe noi pe partea cealaltă, ce-am făcut? Nu, unul stă, în siguranță și unul intră în târf. Hai că vedem acum, hai că mă duc pe la depozit să scot aia. Hai să facem, deci mașina asta, Romano? Stai pe date, să alegem o stație, doar noi patru și pe aceea. Noi șase. Așa. Dai mie cheie? Dacă da. Hai, chat, că devine treaba serioasă! Hai că mă duc până la depozit. Hai. N-a zis domnul Blanco că să mergem gen 4, tu cu chel... Mergeți cu mașina vostră, dacă vezi. Păi, dar cu ce ne mai... Romano, zi... Dă-te jos și vină mai în paite asta și zici și mie stație. Hai puțin. Eu să zic ție? Tu nu poți să zici stația... Dacă transmit eu. A, bine. Și eu sunt cu drona. Păi transmiteți voi acolo stația. Nu mai duci. Domnul Roma. Băi. Blanco, mă auzi? Antreplenorii. Da? Antreplenorii. Avem nevoie de antreplenor, da. Bravo. De? Antreplenor, băi, de la cu de la de zboare. Da.
Da, dacă vedeți ceva, unul dintre voi măcar să aibă acolo GoPro. Da, 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 o să aibă, Patrick. 400, hai că, da. Bine că n-am zis-o până la capăt, uite, de papirgase albastră. Da, păi și ce, nu vrei, tot vrei să fii aceeași? N-ar fi bine, altceva. Păi, intrăm noi 6 pe stația aia, când bine, mă, stați voi pe stația aia, și eu o să mai fiu una în care o să fim doar ăștia 4. Ca să Blanco, secunde. Hai că vedem. Să întreb și ceva? Mm. A, noi stăm aici sau mergem cu voi? Ați putea veniți, dar să nu fiți în târf, dar fiți, vă plimbați prin oraș, ok? Ca să vă anunțăm pe stație, nu stați niciunul la bază, că n-are rost de ce stați la bază. Vă plimbați prin oraș, în caz că îi vedeți pe ăștia, anunțați pe stație, înțelegi, dacă îi vedeți pe ăștia. Că poate nu sunt neapărat pe târful lor, poate sunt prin oraș și vedeți ceva. Ok? Da, da. Hai. Da. Salut. Așa. Vreți chiletele astea? Pot, chiar nu pot acum momentan. Eu n-am achișuri buni. Gata, mergem? Da, hai. Romanu. Romanu, hai. Deci stăm noi pe altă stație? Da, da. Hai, Romanu. Beti, ai grijă ce faci. Da, pa, pa. Mă, dar asta sigur e bună? Se mișcă ca lumea? Da, merge, ok. Ok. Hai să iau de ce. Pentru condusul tău, da. Să-ți dai și tu ce ai de valoare, Blanco. Păi las, îți dai seama. Așa că e serioasă treaba. Ai mă, iară! Ai mă! Doamne! Să-ți bagi piciorul, bă, nu mai merge depozitul ăsta, iară nu merge asta să-l bag, să-l bagi. Atunci... Mamă, trebuie să fac ceva cu Bodo. Bodo, unde e? Eu zic eu. Bodo, poți să am încredere în tine? Bă, zi viața mea, poți să ai toată încrederea. Tu să nu intri să te bați prea mult, pentru că îți dau ceva de valoare. Îl bă, nu te pune în mașină, de bani. Pe ăla, frate. Ia. Mamă, prima dată în viața mea să mă ascult. Ia, ce-ai primit? Ce-ai primit? Ceva de valoare. Păi să văd ce-ai primit. Ia dă-mi combustibilul ăla, că nu e de valoare, ia dă-l încoace, că nu e. Ia mă, ce-ai primit, dă să văd și eu ce-ai primit. Nu-i da, băi, nebunii, nu-i da. Ia mă, ia, stai. Du-te, mă, bilele. Mă, că nu ți-l fur, prostule. Ieși, îți dau de bău. Da să văd și eu ce ai. Da să văd și eu ce ai. Tu nu dai nimănui ăla. Dacă îi dai, e jale cu jumare pentru tine. Îl dau numai pe... Dar facem favorizări aici. Nu, dar am zis doar... Bă, el era aici. Dacă prindem timp în cava și gura noastră. Nu mai poți să dă milioane la ăsta dacă e să-l dau. Băi, ești nebun. Ai gagat? Privește unul care și nu privește cel care se ocupă cel mai mult. Băi, ești de păcate n-am cum să-ți dau ție armă. M-ai auzit, Cătă, n-am armă. N-am armă pentru tine. Am eu, practic. Dă-mi chelpi tu de pe și aduc înapoi. Tu te bă, n-au zis că nu-ți dau niciun defect, că le-am la dubă. Le-am la dubă și tu hai că-ți dau eu. Hai că-mi dă Bodo, hai încoace Bodo. Păi nu, trebuie să mergem la mașină să scot din dubă. Păi asta e, că trebuie să mergem să le... Stai puțin. Dar n-ai la tine, frate, în mână. Mai ai ceva de valoare pe aici? Stai puțin să mă uit după proteine. Ce? Bătai. Dă-i tu maceta, dă-i maceta lui Cătă. Briceag, n-am mai am nimic important. Nu cred că mai am nimic important. Nu cred că am nimic. Da. Mă pun acum pe mai stați, nu că am nevoie de stați, n-am ce să mai adau nimic, am gloanțe. E ok, mă, gata, am armă. Prima mă pui garaj bagaganul în dubă, hai. Hai frate, dă de pe. Păi trebuie să mergem la dubă, mă, să-ți dau... Mamă mea. Păi ăla de la tine de mână ce are, frate? Eu? Oh, folosește pe ăla hai, păi hai că bine, scot eu pe ăla din garaj. Mai auzi tu, nu folosești, nu te bagi în acțiune să pierzi ăla. Mai auzi, mă, că da-i ți-l-am dat. Ia uite, mă, ăsta care ești, mă? Îl bag, îl... Ia uite, bă, ce ratat e zăpadă, futu-s rasa, mă. Ce? Ce? Nu-i zăpadă mașina. Nu e nimeni în mașină, lol. Na... E mașina goală, gen. Ia-i face bezea răsui. Sunt blocat aici. Tina! Ce n-ai, bă? What? Bine, s-o conduc! Sunt blocat aici. Nu știu ce-a fost asta. Ce Tina, frate? Hai că mă gâ... Ia că tăia. Blocată Tina în mașină. Cum ar trebui să mișcăm mașina asta de aici? Bă, vezi că cacau e la... Bă! La BMW-ul ăla în patru. Cum ar trebui să mișcăm mașina asta acum? Stai puțin. Stai că sunt eu, suntem noi forțoși. Nu, nu mergi. Romano, e mașina ta, tu trebuie să fii forțosul care o întoarce. Ia, dă-i. Forțezul. Nu prea se întoarce dacă știi ce zic. Hai că respect, Kendama. Hai că mă duc eu la garaj. Hai că mă duc eu la garaj să scoatem mașina. Blestemul, alo?
Alo, e cumva, alo, printre noi. Păi și eu cum este aici? Păi mie, mă. Unde-i, mă, săraca Tina? E mașină. Mașină? What? Fof, Doamne. Ai, acolo. Iată, mă. Haide, hai să vă duc. Deci, altă mașină acum, hai. S-o lăsă pe lui Kelpie. Vă dau eu geo, mă, vă dau eu geo. Hai. Haide. Hai, chat. Cea diamantele nu le pot pierde, n-am unde să le pun diamantele. Diamantele alea de acolo nu se pot pierde de când sunt jefuit, din cât știu eu. N-ai cum să le pierzi, că n-ai cum. Diamantele alea pe care le vedeți voi acolo. Bani nu am mulți, sunt ok banii pe care am. Da, da. Vino încă anul că mine sunt ok. Ok. Așa, hai. Let's go, hai. Vezi că e puternic, ai grijă. Bine, a făcut, unde e? Cătă unde e? Tine? Ți-l iei din M4, știu dacă zic. Hai, de... hai repede, hai repede, hai dă-mi acum repede. Din așa, cătă unde e? Aici sunt în față, o secundă. Gata, chat, dăm drumul la acțiune. Așa acolo, treci de gânațele și tu. Păi că azi mai fie rușit. Da, nu știu care-i treaba cu rozul ăsta, lasați except. Dar ce care... care-i treaba cu rozul ăsta? Ce nu păi, are... are părul roz. Hai, urcă. Mașina mea roz. No, e, nu, nimic, nimic. E frumoasă nimic. Tare, frumoasă ce tare. Ce aveți cu mașina mea roz? E tare frumoasă. Lasă, Kelpie, lasă. Spor. Hai. Oi, mama, ce s-a întâmplat pe aici, doamne. Ok. Mamă, de ce am emoții acum? Și eu. Uitați-vă după orice când ajungem acolo. Duce o mașină roz. Bă, e vorba că suntem într-o mașină roz ca asta, nu atrage deloc atenție, știi? Hai, mergem să-i schimbăm noi culoare, punem un colan pe aia, o folie, ceva. Ia stai puțin, de naiba mă... De naiba e să... Nu prea poți să faci dacă nu-i mașina. Mă sună un număr necunoscut. Aici. Tina? Bă, tu ai ceva glanțe la tine? Hai să intrăm... Vreau să fiu și noi ăștia, să fim postați. Auziți? Ăștia de aici vreau să fim pe o stație. Pe o stație noi, între noi unii. Vreau să fim, zice, măcar trei dintre noi să fim pe o stație. Hai că vă pun eu acolo numărul. Ok. Bă, Bodo, dar mi-ai dat, nu mi-ai dat gloanțe, mi-ai dat pistolul, mi-ai dat gloanțe. Ah, hai la găiești. Că nu vă fost. Tina, vrei să-ți amintesc cine a ales culoarea la mașină? Aia e. Sau ți-aduci tu aminte singură? Aia e. V-am postat acolo stația, stați un pic. Așa. Să te opești la 583 la garaj. Ok. Hai, ne trimim acolo. Bun. Ne audem? Da. Fata, să mă pușc eu cu oameni, să-mi ia Dicotto armele de pe mine. Bună seara. Așa, bună seara. Bun. Rupeți butonul ăla de like, că e jale, ha? Ca să știm dacă are benzină, are benzină. Are, asta da, are 67, că ne facem treaba cu 67, nu? Da, ajunge. Zicem că da. Dar s-a dus prost la garaj, la mai bine nu era la ăla, dar hai, mergem la ăla. Da. Băi, bine că e noapte, că nu se vede așa de departe. Sau dacă nu îi zici lui Bodo să-ți dea S-ul lui. Hai. Mamă, ce e aici, frate? Cine-i Moldovanul? Jale. Hai, coborâți, care trebuie să ia... Hai, eu, pe repede, o secundă durează. Mă rog, da. Ce? Da, poți să vorbi și nu e. Da, am ieșit fără să vreau. Suntem departe. Era la ieșire, mașina bine. Nu, nu e nevoie, să avem treabă. Business se vorbește pe aici, business. Aveți grijă acolo, bas. Duduianu. Crezi că ne iese, guys? Duduianu? Ce? M-a sunat. Maru? Auziți? Mm-hmm. Să aveți grijă de mașina asta că... Romano, nevastă ta la garaj, Romano. Mă, ce? E nevastă ta la garaj, uite. Ia, yeah, nevastă ta la garaj? Ce ai de acolo? Revin, asta așa. Yeah. Oh my god, stați așa că e un pic mai complication aici. E un pic mai sentimental problem. Ia uite, cred că aia e. Ok. Aia, uite, ce fuge. Am avut și Romano.
că am înțeles ce are, gata. Nu vrea să... Ba da, a zis ea ceva, lasă. Înțeles. Am o cască în ureche unde vorbește cu mine. Ok, bine, tu ești. Salutare, dragi amici, unde îndreptăm? Bună seara, vă prezint știrile orei 2. Am zis târful 1, dar v-am zis nu intrați în el, voi, cred că când vă zic eu. Nu intrăm noi decât vă veghim de la distanță. Hai să vedem și mașina. Hai, chat. Ne iese schema aia, ziceți. Nici nu știu dacă găsim ceva în astea. Și care faci, nu știu dacă găsim ceva în târfurile astea. Că astea, ăștia poate nu iau, sau de obicei și omoară oamenii. E omoară pe adversari, gen în târfurile lor, sau nu știu. Mamă, dar acum e jale. Mi-e frică să intru în astea, hai că... Vrei cumva să intrăm, ne... uite, deja văd acolo o mașină. Dacă vedeți ceva ciudat, să ziceți, da? Dacă vezi o mașină de culoare mauve, atunci înseamnă că e ciudat. Vă e frică să pășiți? Mă, pa, poliție, uite. Și poliția. Păi și bine. Poliție. E bine că e poliție. Mă, mă, vezi, ăștia sunt ai noștri? Da, uite, pe ai noștri. Ăștia sunt proiect. De ce ați venit? Trebuie să ne atrageți, mă, atenția, că deja... Mă duc să vorbesc cu ăștia. Intrăm în târf, mă auziți? Intrăm în târf, ține să stați pe Jean, hai. Doamne ajută! Dacă vedeți ce vă ziceți. Opa, uite pe la mort. Aia e cam început bine. E vine după noi. Vine după noi. Era unul după noi? Mașina neagră vine după noi. Am văzut-o. Să vină după mine, să vezi machetă în gură, bag. Cine era ăsta cu mașina? Ne batem cu ei, nu ne batem cu ei. Cine? Nu, dar cine e ăsta cu mașina? Nu știu. Uite că vine după noi. E ciudată mașina aia de spate. Cred că ne opriți și dăm Armageddon în cap. E pe principală, unul cu un Porsche Moit. Nu contează asta, am văzut deja, am trecut prin târg. Problema e că dacă să ajungem pe strada aia principală, stai să mă pe hartă. Sunt unii de la SS pe principal aici jos. Da? Unde? Pe ce stradă? Principală? Am trecut pe lângă ei. Principală cu un coboi pe 174. S-ar putea ca ăștia care voi acum să ne urmească să fi fost de la ei. Unde ajungea voi pe acolo, pe principal, aia tot în față. A, păi că da, cred că... Și se cam trage. Se cam trage? Mamă, țineți-vă. Da, ia unul, mă uit acolo. Cum facem, mă? Ce facem, mă? Intrăm din nou? Intrăm? Nu știu, ce face? Vedeți că intrăm din nou, dar dinspre partea asta, unde 170. Vă uitați pe hartă? Voi unde sunteți? La benzineria aia, sau? Nu, noi suntem pe aici. Mașină. Am văzut mașinile alea din față. Le-am văzut. E că s-au dus pe ulița aia acolo, vezi? Stai acolo, vezi? Nu știu, mă. Da, stă la pungă. Tu e mașina acolo unde au ea. Da. Ce facem, chat? Stă la pândă. Da, îl vedem. Bă, dar nu cred că se întâmplă nimic ca ciudat, adică ăștia nu fac ceva, nu? Stau la pândă. Să nu fie jefuitor. Ăsta cu el să vină după noi. Stă fix acolo ca să mor eu. Mai intrăm o dată pe aici, dar mai văzut pe aici, adică... Trebuie să ocolim toată zona, cumva. Un pic de off-road, că e mare mașina. E 4x4. Ce vezi, să mă urc pe ceva sau ce? Da, să dai un pic de off-road. Nu, sunt fix lângă mine. Să-i dau pe aici așa? Da. Nu încet, așa cum am. Ușurel, că... Hai că nu e vizibilă mașina dacă e... Nu e, mă, vizibilă, dar nu e o mașină roz! De ce-ți comit la mașină? De ce-ți din gură? Deci dacă vezi ceva.
Deci avem două mașini exact în spate, ok. Și în rest mai e una. Ia uite. Stai pe loc, stai pe loc. Stai. Lasă-te țin. Ce cauți pe aici? Ce tot dai tură? Am vrut doar să văd care e situația, nu... Eram în tranzit. Ce situație să vezi? Ia dai drumul de aici. Eram în trecere, Gata. Hai, drumul, să-l te mai putem. Gata. Să vedem ce e pe acolo. Ăștia de la RS, de la SS. Da, bandana de la... Am văzut că aveau ceva galben pe ei un pic, nu știu de ce. Aveau galben, doar că dacă nu ai văzut bandana... Na, până la mea, n-am voie să intru din nou prin interval, adică trebuie să oculesc acum o grămadă. Ne-au cam luat, dar am scăpat, e ok. Vă lase, da? Da. Da, vreau să nu ia, doar că eram afară din tăr și am avut noroc. Ce mai știu, erau jefuitori sau? Nu erau jefuitori, erau tărful lor. Da. Ce mașină e? Vă-l zolare, sunt de la SS. Sunt mai mulți coroși, o să-mi dai. Am înțeles. Și ceva, o să dăm abort momentan la târful ăsta, ne ducem pe târful celălalt. Mai bine. Nu am înțeles, veni și noi acum. Dați din nou, stați în afara târfului respectiv. Da, da. Am un plan pentru târful ăsta. Hai puțin să vă explic. Deci... Mă gândesc, aici avem un avantaj. E mega mall-ul ăsta acolo. Dacă ne urcăm pe el fără să fim detectați, putem să vedem absolut orice de acolo. Înțelegi? Pe mall? Da, pe mega mall. Da. Dacă ne urcăm pe el, nu ar trebui să fie nicio problemă teoretic. Dar putem să vedem totul de acolo, asta e faza, înțelegi? Dacă se întâmplă ceva, putem să vedem cu binocul de acolo. Dacă să ajungem acolo, trebuie să intrăm cumva și nu vreau să iau pe bulevard, așa că o să uite pe aici. Uite așa, din partea asta o să intru. Vedeți că noi o să intrăm de la 143, cod poștal, cam așa, în târf. Dar vezi că, în ce văd GPS-ul tot pentru ne bagă prin târful 1 un pic. Trebuie să... Păi nu, că undeva. O iau eu, bine, o iau eu, nu-i problemă. Nu vede mai nimic. Și cum facem? Lăsăm mașina undeva și ne pitim printre clădiri? Da... Ar trebui cam așa... Ce facem? Lăsăm... Hai că mergem cu mașina până într-un loc. După aceea... Uite, hai să vă spun. Uitați-vă puțin pe hartă, da? Așa. Deci, intrăm pe la 143 pe acolo, unde am acum waypoint-ul. După aceea o să intrăm pe la 137 pe acolo, pe străduța aia mică. Uite, pe aici așa. O luăm printre străduțele astea, prin spate, pe dedesubt. Și la 129, în spatele la frizerie, lăsăm mașina. Și după aceea traversăm strada aia pe jos, ca să nu ar trebui, cred că, cumva. Nu știu dacă e mai bine cu mașina sau cu pe josul, nu știu. Cred că mai bine pe jos, ca să nu... Pe jos mult mai bine, că atragem atenția cu mașina. Bună, gen. Bine, și la mașina propriu. O parcăm în spate, la 129. Ca să ajungem acolo, trebuie să intrăm pe aici. După aia ne simt pe molul ăla, nu? Da. Tricky. Păi da, zăpadă. Ce? Nu știu, zăpadă, mă. Ce e cu zăpadă? Eu nu vreau, nu să, vreau să discut acum subiectul, despre subiectul ăsta. Hai să ne concentrăm pe asta și vă mai explic eu după ce s-a întâmplat. Ok. Am mai aflat. Vedeți ceva? Nu văd nimic. Ia uite, m-a sunat Jojic ăsta sau nu știu, Patrick ăsta de la noi de acolo. Hai, ține pumnii. Sunt multe mașini aleșine în linie. Ziceți dacă vedeți ceva. Da. De ce mă sună ăștia de mafie? Zici, George. Da. Lăsăm mașina aici și mergem? O punem pe poziție de plecare, stai. Da. Și acum atraversăm. Ok. Să ne asigurăm. Hai, ce facem? Îi dăm duiolo, da? Stai, să ne asigurăm. Bă! Spate. Era al nostru sau al cui era? Parcă era 300 al nostru. S-a părut că a fost bodul ăla. Sunt ai noștri. A, e clear? E clear, mă, bulevardul? Ce? E clear aici, bulevardul pe Megamall? Cum e? Mai zi o dată că nu ați văzut. Pe lângă 121, e clear.
Mamă. Da, e ok pe lângă 121. Pe lângă 121. Stăm zici, nu? Da. Te-am văzut, hai, 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 hai. Repede, 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 repede. Crezi că noi uităm acum. Repede, urcați pe ăsta, hai, 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 hai. Urcați, urcați. Pe rând, pe rând. Pe rând, mâncați așa. Da, băia Filip, băia așa că dacă... Stai jos, stai jos. Hai, 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 hai. Am primit informația că și cum multe mașini de patru cum au pornit. Unde? Mai zi o dată. Multe mașini negre. Ok, fiți antenă cum faceți. Tu cu Romano, cu Cătă, stați aici și păziți scara asta cu orice preț, mă, anunțați pe stație dacă bine vedeți ceva. Exact, ești pe stație, ce se întâmplă. Ok, eu cu tine, hai sus. Eu cu tine analizez de sus, vă țin la curent. Hai. Urcă tu primul. Trebuie să te pui sigur în față. Mă, stă pe aici să-și fut. Exact. Mască, trebuie să pun mască, adevărat, mască, mască, mască. Mamă, am uitat armura, ar trebui, ar trebui să am armură, ce, de ce, mă... N-am armură... Uite rolsul, uite rolsurile, mamă, câte sunt... Stați, ascundeți-vă, ascundeți-vă! Mamă, 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 cât sunt, multe mașini. Unde sunt, mă? Bă, cât sunt! V-a văzut cineva? Da, cu ai grijă acolo. Și eu sunt aici, Tina. Aveți și voi grijă. Îi văd. Stăm în spatele lor. Nu încoace, așa. S-au băgat în bilă, în guv. Îi văd, îi văd, e perfect, voi. Îi văd. La noi? Nu, îi văd. Gândeți-mă ce-s așa mulți, s-au dat jos din mașină. Îi văd de pe Megamall, îi analizez. E ok, momentan. Sunt 500 de inși? Da, chiar sunt foarte mulți. Dar sunt foarte mulți și văd. Sunt ok. Au ședință, cred că ceva, că sunt foarte mulți. Nu știu exact ce se întâmplă. Stai puțin că nu mă stau. De naiba, mă. Tina, tot ok? Da, e tot SS un bilă, okay. Tina, recepționează Tina, uite-te în zonă dacă vezi ceva. Da, 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 mă uit, mă uit. Ok, eu mă uit în bilă, eu vă anunț dacă se întâmplă ceva în bilă. Îl va pe al nostru? Vă anunț, da. Da, noi suntem ăștia. Bă, vezi că nu stai bine acolo, poate te iau ăștia. Mai bine ai plecat de acolo. Băieți, uitați-vă bine că mai vine câteva mașini spre voi. Dacă te iau, după aceea ne expui și pe noi, noi acum suntem bine, mai bine ai plecat de acolo. Bogdan, Bodo. Că... Stai în afară. Stai în afară, tărfărite că văd o mașină neagră. E după tine sau? Ia. Am văzut și 300 plus ăla, dar a trecut pe lângă noi. A făcut de aia. 300 plus ăla nu e de la Cecil. Ia, ia. Se puștă. Au executat pe unii. Eu am GoPro pornit, perfect. Pe GoPro? Da, da. I-am filmat pe GoPro, i-am filmat pe GoPro. I-a făcut executa pe ăștia. Păi da, se uită. Arată, bă, arăta arăta spre noi. Tina, Tina, arăta spre noi. Oh my god. Au executat pe ăștia. Ascunde-te. Ascunde-te. Eu propun să faceți o fugă corectă. Ascunde-te și liniște. I-a executat pe aia. Sunt multe mașini în jurul nostru. Stăm în paica aia morului. Sunt multe? Romano? Romano? Ăștia nu se aud și dracu. Aoleu. I-a prins. I-a luat. Stai puțin, stai puțin, stai puțin. Aoleu, cum facem? Nu putem să ne ducem jos, că i-a prins pe ăștia. Păi nu putem. Am pe GoPro toată filmarea. Am pe GoPro filmarea. Aoleu. Fugiți, 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 fugiți. Unde să fug când sunt pe mega mall, dacă mă arunc mor. Nu dacă... putem sări, trebuie să mergem după. Coboară la scară și te iau de la scară. Blanco. Coborât, coborât, a urcat.
Hai, lângă domnișoară, lângă domnișoară. Gata, 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 gata. Unde? Dacă tu ai filmat cu grupul. N-am mai ce să fac. De la scară, tu dai scoboi la scară. Trebuie să țină. Bună, în genunchi amândoi. Ia-o luat și pe ăștia de sus. În genunchi. Gata, gata, gata. N-am venit cu gândurile, am venit să ne uităm la priveliște. Nu v-am făcut nimica, domne, cu respect. Trebuie să coborăm mai întâi. Înapoi până... Nu pune... Aoleo, m-a la... Să-ți bagi... Aoleo... Hai, domnișoară, mi-ai zicat, și tu. Spre scară, spre scară. Mi-a luat ăștia, mă. Coborăm să nu stăm aici. Doamne! Arma, aș? Vă mulțumesc. Deci pe aia cu executare. Nu vreau să mă găuriți. Nu acolo, mai da, strâmbesc. Da, 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 m-am prins că nu vreau să mor. Stau până, gata, gata. Hai, ușor, ușor. Stai cu spatele la mine. Domne, cu tot respectul, n-am vrut să faci nimic, am nu știu că e zona dumneavoastră. Plecăm. Iară tu, mă. Hai, coboră jos. Mă cunoști? Aoleu! Da. E ăla să-ți bagi. Mom! Aoleu, e ăla de pe târful 1, chat? Aoleu. La ce ați vrut să vă uitați aici? Am vrut să vedem priveștea, că știu că se vedea frumos aici. Mm-hmm. Hai, pe scară, pe scară. Hai. N-au zis nimic, am în ceasul. Amănui și alunecă. Hai, toți, unul pe altul, hai. Aoleu. Hai și tu. No. Unde aducem D? Hai, pune-ți-le cătușele, bă. Atât trebuie să facă ceva ai noștri. Da, stai. Uite că ai noștri sunt ăștia. Nu ce să facă, că suntem... Stai cu perechei la mine. Dacă e. Hai să facă ceva ai noștri. Da, nu am... gata. Nu poate să facă ceva, e tot că sunt mulți, asta e faza. Și lu' ăsta, bă. Mai e unul fără. Hai să pui cătușul ăsta, Gabriel. Bă, pune cătușul și lu' ăsta. Mâine jos. Aoleu. Au. Așa, acum o ușor în față. Pe rând acolo la domnișoara. Da, după domnișoara. Unul după altul. Asta e cam GoPro și am filmarea pe GoPro încă pornită și gen dacă el mi-a filmarea, vede imediat ce am făcut. Și vedeți scopul pentru care am filmat și ce am filmat. Domne, cu tot cu respectul, am vrut doar să vedem... Da, și mă! Am dat dreptul să vorbești. Ți-am zis ce să vorbești? Dreaptă aici. Că nu mi-aduc aminte. Mă, dar cum i-au luat pe ăștia, mă, și n-am zis nimic, mă? Sunt cei mai buni pe trăgaci? Bă, au două târfuri, sunt singura mafie care au două târfuri. Pe cei mai buni am ales să mor eu. Aoleu, nu e bună deloc situația, că ăștia ne pot omori imediat, n-au ce pierde. Aoleu. Ce facem? Hai că șoptesc. Cum? Nu i-a spus omul. Cum nu-i văzut? Da. Venim. Suntem la colț. Nu i-am văzut. Cum nu-i văzut? Ești trebuie să pior. Băi! Gata. Băi, îndepărtați-vă voi doi, mă, ia, hai. Tu în stânga, el în drept. Ca să nu vă mai aud. Cum nu-i-a văzut, mă, că ai mi se ține o uși? Scara aia. Aici. Hai, stânga aici. Un lucru trebuie să țină scara aia. Mă, și amenințau, nu. Nu puteam să trag nii de acolo de sus, chiar că eu morau direct pe ai noștri. Nu mai ce să fac, să mor eu. Decât să mă arunc, să mă... Atâta puteam să fac. Sunt. Ai noștri? Bă, ai noștri știu de noi. Asta e lucru bun, știm unde sunt, dar trebuie să se grupeze mulți ca să ne ajute cu ceva. E, jale. Am mai apă filmare.
Ce ați găsit, mă, băieți? Stai, șeful, cred că-s tu la asta. Cu voi? Cu respect! Ce? Uite, ce că ori zic că ori să se uite la priveliște, ce că... A, da, și ce ați văzut? Păi, am văzut nimica special. Ne-am uitat așa, i-a pus-o acum și era o ocazie bună să prindem și noi. A pus-o să vedem răsăritul frumos. Și? Grumez, mă, îți dai seama. Am vrut să vedem doar apusul. Ne-am urcat și noi sus acolo, știam că se vede frumos de la Mega Mall, nu-și credeam că e o zonă controlată și că n-avem voie. Cu tot respectul, putem pleca, n-am făcut nimic, ca ne puteți lua tot ce vreți de pe noi dacă este... Da, mamă, cât sunteți, mă, și cu voastră. Nu, cred că e necesar. De pleca nu cred că mai plecați. Da... Adică cum? Noi v-am văzut că v-am luat acum, când aveți șansa sau ocazia de ceva, ne dați pe stație dacă aveți șansa sau ocazia în viață. Ce trebuia să nu vedeți? Mai ce ales... să vezi? Oare tu erai acolo sus sau care era acolo sus? Nu eram eu, nu eram care? Eu eram sus. Tu erai acolo sus, aha, tu erai sus. Eu eram. Ăsta cu ciorapul pe cap. Am înțeles. Și tu cine ești? Eu... Mhm. Daniel. Daniel. Ești care-i... Care-i aici cel mai mare grad cu care pot să porc și o discuție dintre voi? Nu avem grad. Sunteți prieteni. Ah. Ce zic, cam toți, așa-i? Care e cel mai guralic de aici? Care e cel mai măsură să vorbească atunci dintre voi? Eu pot să vorbesc. Așa. Bă, știu că e... Mă zi-mi ce ai văzut. Am văzut... Asta cum îi spune, cum se vede că sunteți foarte mulți aici, că erați așa... N-am văzut nimic în rest, ceva... Nașpa... Nu știu. Trebuia să văd ceva? Trebuia să se întâmple ceva? Sau ceva? Ți-am zis eu, efectiv... Nu știu, n-ai auzit niște pocnitori, că noi mai dăm asta, așa, da, am auzit, de... am auzit niște petarde, da. Am cam, nu știu, am auzit niște petarde și nu știam exact ce s-a întâmplat cu... Am zis că poate, da, vă distrați cu petardele, nu e o problemă, da. Mă caut acum, 100% mă caută. Tu cu GoPro îți faci de obicei artistice, ce ai spus tu? Da, de obicei filmez practic timelapse la apus. Asta e, mai fac eu de obicei, știi, mai filmez timelapse. Vrei să ne uităm împreună la ce ai filmat? Că vreau și eu să văd apus și de astea. Sunt și eu un pasionat, dacă se poate, să ne uităm împreună. Ok, ne uităm, nu-i problemă. Dacă poți să-mi dai asta. Așa. Sau te uiți tu direct sau? Da, da. Cum derulez aici? Ce fac? Dai schidea la acolo frumos, intră pe filmarea acolo că... Sunteți în regulă? Era, nici n-am apucat să opresc filmarea, adică era deja... Deci tu te uiți la apus pe jos? Ce facem? Alo, mă auziți? Postați? Păi m-am uitat că am văzut că a pocnit ceva acolo. Și eram ciudat, dar nu am văzut nimic, adică... Ca și cum n-am văzut nimic, nu e... Nu ai văzut chiar nimic, nu? E ca și cum n-am văzut nimica. Uh-huh. Vreau să veniți cu noi, bine? Voi? Nu aveți niște saci, mă? Saci? Saci? Saci. Pentru ce saci? Am eu, pentru ce saci? Am eu. Sunt claustrofobă, nu se poate acum. Nu pune saci. Nu se poate, nu se poate. Tot respectul. Stai în linie, stai în linie, alu, înțeles, să pleci de aici. Lor, trei că el deja are sacul pe cap. E ok, e în regulă. Și cui pui în sacul? La cei trei... Șosetă vine cu mine, haide încoa. Șosetă, mă... Vai, de capul meu... Bun. Mă auzi, știu că acum am înțeles că n-a fost ok toată faza asta, dar putem să... Nu... E ca și cum n-am văzut nimica și nu trebuie să avem nicio treabă că... Ai auzit? Dar noi nu se rezolvă lucrurile așa, știi? Se pare că tu ai cam venit aici cu un scop. Vreau să aflăm amiabil care a fost scopul ăsta. Care unde, domnul D? Urcați-l într-o mașină. Și putem să-i zic adevărul și să-i zic că nu-i zic. Unde ar fi pont? Na, la noi. Într-o mașină, undeva unde e. Noi aici. Aici. Pune-mă, scoate. Dacă poți să mă ajuți. Sorine, conduci tu? Hai, da, conduc eu. Nu, m-a recunoscut ăsta, bă. Ăsta. Care vedeți că are galben, tricou galben.
Mamă, ce mașini au ăștia. Pune-și tu capot. E greu. Nu zi de sindicat. O să fac pe ceva ca să nu te omoare, nu o să, o să zic. Asta, știu exact ce o să zic, mă descurc. Încotro. Da, nu știu, sper să nu ne omoare. Nu știu ce vor să facă cu noi. Unde ne duceți? Pleci din gură. Eram sigur. În mașina de pe partea cealaltă suntem cu ciorapul. În momentul ăsta nu mai au nimic, dacă e ceva important îmi spune și mie pe chat că schimb bateria și n-aud nimic. Și acum aud din nou. Ia să nu mai vezi tu nimic. Oh my god. Așa. Oh. S-a dus Daniel al nostru. Ah, bă, că am gândit un nume, ok. E kill character dacă te omoară? Dacă mă omoară, nu e kill character, nu. Se scrie kill character dacă e kill character. O mare și gen scrie kill character. Dar nu vă gândiți la așa ceva, să mor eu, nu vă. Amă că nu, bă. Nu ne-a zis că ne omoară, a zis că ne ia. Nu știu ce vrea să facă cu noi, dar n-a zis că ne omoară, nici nu știu. Mă, dar sunt mulți rău, frate. Ia, ia, că pot să dau pe stație. Gen, să fac așa. Cred că mai am GoPro, nu știu dacă mi l-a dat înapoi. Văd morse pe stație. Nu pot să... am cătușe, chat, nu pot să fac nimica. Am cătușe. Nu pot să fac nimica. Ha. Dar măcar mai aud stația. Mai aud stația, dacă e ceva. Fii atent, deschide și tu ăștia, așa, bravo. Să-l dau și da. Bun. Stai și să-i trag ciurap, mai de pe ochi. Sau? Stai și... Hai, un pic să merg. Hai să văd și ceva, unde sunt, trag, nu nimic. Îi trag ciurapul de pe ochi. Practic eu nu v-am văzut nimica până acum. Tot ce ați văzut n-am voie să folosesc. A, știu exact unde este locul ăsta oricum. Dacă îmi scoate știu exact unde este locul ăsta. Fără să... cu ciorap sau fără știu clar unde e locul ăsta. Aici au ăștia baza, cred că. Sau nu știu ce m-au adus aici. Ce acum să fie bezea mafia asta? Hai că da. Au, așa. Hai, du-te față. Unde-s prietenii mei? Contează să-i vezi pe... să speria. E cel mai easy loc de ghicit. O bune. Da, pleacă. Nu știu dacă e baza lor sau care e treaba. E tricky rău situația, chat. Tricky rău de tot. Băi, vreau să vă puneți la garaj în dreapta. Da, stai pe loc aici. La garaj? La garaj? Nu, Ramon, în spate. Nu, voi, mai voi luați pe ăștia trei și duceți-i un pic mai încolo acolo la fermă și o să mă duc. Hai, cu păsăricilor. Domnul șosetă. Hai, stai un pic afară. Hai. Cu el și vorbești. Hmm? Vorbim aici? Am zis să mai stai cu el afară, să vorbești cu el. Merge și restul, hai. Cu tot respectul, se poate face într-o cale să iasă bine pentru cum trebuie. Mă auzi? Ce spui? Poate face să fie totul bine, nu trebuie să fie ceva urât la mijloc. Ce să fie bine? Pentru mine ar fi fost bine să nu fi fost deloc. Să îmi dau seama și pentru mine ar fi fost bine să nu fi fost în momentul ăla, în momentul nepotrivit, da? Mamă ce are, mamă ce are mână! N-a mai văzut ăsta decât la mine în mână! Ai, ai, ai. Ăștia sunteți... toți? Mai erau? Am mai lăsat pe Mega? Nu mai e nimeni. Nu sunt nimeni. Erau prietenii mei ăștia. Nu vrei să-i dăm masca jos să vedem cu cine vorbim până la urmă? Cearcă să-i dăm masca jos. Ah.
M-am auzit? Mamă, știe la față. Bun, acum că putem vorbi ca oameni normali. Deci ce poți să ne dai? Bani. What? Bă, ce faceți? Asta nu e problema ta. Nu. Haide cu mine. Spuneți-mi că nu i-ați făcut nimica. I-ați făcut nimica. Bă, da. Cum să nu le facem ceva? Arătăm noi ca oameni care fac ceva? Acum, de ce nu mă, domne, tot respectul, sper că nu chiar sper că nu s-a întâmplat asta. Asta ce? Nu tot niște pocnitori. Da. Nu? Au fost tot niște pocnitori, cum au fost și... Nu! Romano, Tina, nu! Nu! Acolo. Hai, e un loc. Bă, deja, hai că dacă mor și eu să mor, eu nu mai m-am izolat. Bă! Bă, cine? Zile să nu mai vină cu asta, ne îngrămădim. Nu mai veniți sus, urcați. Aolea. Ce să-i fac, mă? La clești, ce-ți place mai mult? Uite care e situația, nu e nevoie să îmi folosești nimic, am auzi? Nu e nevoie, e ok. Ei, și tu acum. Spune-mi, te rog, că nu mi-ai omorât prietenii. Nu. L-am dat să joace cu niște... pocnitori. Exact. N-ai văzut că și noi acolo tot cu pocnitori ne-am jucat. Ia un loc, poate comod. Nu stai aici ceva? Mă duc. Îmi iau echipamentele, ia vină cu mine. Aoleu. Bă, ăștia ce fac, mă? Mă, n-au văzut ca, convoiul? Poate e o șansă să fi găsit convoiul. Că era atât mai convoiul de mașini, poate au văzut convoiul ăștia ai noștri să vină. Oh, atenție! Mă, tu ești sigur că nu ești singur? Păi, nu eram singur, cum să fiu singur? Eram cu prietenii mei, dacă acum... Spuneți că... Bun! Lasă că... Dai, o să rămâi, că poate mai vine cineva. Cine și o să rămâi vină? Un timp mai bun. Cine să vină, domne? Fii momeala noastră. Aoleu. Ce vrei să-mi faceți? Momeala? O noapte bună să ai. Wow! Mă ține ca momeala să... Bă, cât creier! Bă, mă ține ca... Wow, mă ține ca momeală, că știe cine sunt. Știe cine sunt, mă, ăștia știu, mă, cine sunt. M-am făcut pe fraiere că știu cine sunt, deodată ce m-au văzut, cred că și-au confirmat cine sunt. Că se știe, mă, de mafia. Se știe de ei. Dacă la tine vreau să... Mă ține ca momeală acum ca să vină oamenii să mă salveze. Poliția? De bujie că n-ai nevoie de el. Ai cuțit. Nu vedeți de chat, dar scrie, nu poți face asta cât ești încătușat. Aoleu, nu poți fac nimic că sunt încătușat, chat. E greu să ajung la cuțit. Oare, cum aș putea să intru și în mafia ta? Ce facem?
Hai că e bine, stăm la cocinea de porci. Da, mă, uite și unde am ajuns. Dacă e cineva din mafie care cheamă. Alo? Mă aude careva? Cineva? Vine sindicatul care le-a comunicat mafia ce s-a întâmplat și vine, nu fi stresat. Corect. Sau? Dar n-au dovezi. N-au dovezi. N-au dovezi. Corect, ar putea să fac asta, cei din mafia mea, se ducă la sindicat, se... dar n-au contactul la sindicat, că decât eu am contact la sindicat. Maxim Romano mai are prieten la sindicat. Nu cred că... poate are Bogdan, oare... Mamă să... Dar bă, că tot dă pe stația, dar nu înțeleg de ce dă. Tot încerc să... nu știu ce face. Are și Bogdan prieten la sindicat, chat, cred că... Alo? Alo? Ajutor? Alo? Mă ajută și pe mine care... Hai că da. Și acum să mă trezesc cu un cuțit în mine, că nici nu văd nimic ca să pot să... Alo? Bă, sper să nu vină ai mei. Bine, aș spera să vină gen, dar măcar să vină cumva să mă scoată. E greu, mă, să vii. Doar ei acum care au mai rămas să intervină peste ăștia, e greu, rău de tot. Alo? Alo? Haideți băi să vă pregătiți să intrați peste aici la Fuente Blanca, cam într-un minut, două, așa. Păi cine? Stați pe poziție. Mamă, fii antenă că intră ăștia. Face exact ceea ce trebuie. Face exact... Nu... Opa? A venit unul, cred că. Băi, noi intrăm acum că sunt prea mulți, am analizat puțin zona. Intrăm cu altă metodă, cu imutarea ocazie. Blanco, sper că mă auzi acum ce spun. Hai că te aud dacă e. Mai stați. Unde știi ăsta? Băi, ăștia mi-au lăsat stația conectată, gen, puteau să-mi ia 2000 de like-uri pentru următorul episod. Dați pe rupeți butonul ăla de like. Vă că nu prea se dă pe butonul ăla de like. Că am greu cu like-ul, nu prea se dă like joia. Cum s-ar spune. Acum, ca să facem treaba treabă, avem aici o surpriză. Ia uite aici. Ce avem noi aici? Cel mai nou mouse de la... Aoleu, ce am zis aici, mă? Avem aici cel mai... Nu știu ce a fost asta. Avem cel mai nou microfon de la Kiris, Galileo. Auzi, mouse. Uitați-vă cum e. Hai să mă sună, Monica. Ia fiți antena. Wow, ce... Oh, gaming maraton. Stai că vreau să mă pun pe mare. Două secunde, chat. Două secunde. Mă las cu ce asta ca să... Care-i treaba? Așa. Bun. Să pot să fac și cu două mâini, că așa e de preferat. Știi ce zic? Așa. Bun. Așa, așa. Bun. Hai să facem un mic unboxing, să vedeți aici care e treaba. Cei de la Kiris,
mi-au trimis noul microfon Galileo și încă sunt în gânduri ce o să fac cu el exact, dacă îl folosesc sau poate dăm giveaway, nu știu. Nu mă pronunț pentru că s-ar putea să fie foarte șmecher și s-ar putea să îl folosesc, s-ar putea, nu știu, mă mai gândesc. Cam așa arată microfonul, vine cu foarte multe lucruri la pachet din câte am văzut. Cam atât de multe lucruri, vedeți pe spate aici, nu cred, deci vine cu ring light, mobile hold, mă, ce naiba, de ce vine? Microfon care vine cu ring light, ok, mobile remote, mamă, deci din nou, Achilles clasic, Achilles vine cu o grămadă de chestii la pachet. Să-mi spui și mie pe cea cât costă microfonul ăsta, de curiozitate, Galileo, ăsta este de la Achilles și are un preț bun, probabil, așa și de la Achilles. Oricum, dacă se aude mai șmecher, știu că cei de la Chris au mai avut un microfon și au actualmente, nu știu dacă îl mai vând sau nu, Voyager se numește și era foarte bun și ăsta ar trebui să fie mai bun, așa mi-au spus și de la Achilles. Așa că, și că m-ar rețea pe ce mi-am mai de domis. 500 de lei? Bun! Păi voi dați seama cât costă un Audio-Technica? Un Audio-Technica fără braț e undeva, acum cred că e, cât e? 700 de lei un Audio-Technica fără braț. Și asta vine cu braț, cu shock mount. Ia uite, vine și cu shock mount, vine și cu braț și mai vine, vine cu stand, vine aici totul pe spate, hai să vedem cum e. Facem un unboxing, un live test acum cu voi. Bodo a devenit membru, te pop, te pop. Oh, ia stai mă, cum ne-am să faci asta de aici? Mă, e prea mare, frate. Cum ne-ai văzut să fac asta, frate? Stați un pic, că e greaba, treaba situației. Serioasă, rodă, tot. E logic, vine să vedem. Am aici așa. Facem și noi unboxing aici. Ca la carte. Ia să vedem. Deci, aha. Așa se face. Dar stai că e aici, trebuie să plec și aici. Frumos așa. Bun. Wow, ia uite aici cât avem. Wow. Ia să vedem noi. Unboxing. Clasic Achilles frumos aici ne întâmpină. Și direct ring light-ul. Bă, ești nebun, deci dacă ring... Bă, de ring light aș mai avea nevoie de un ring light. Că uite, dacă vedeți acum am decât unul. Am unul care vine în partea asta. Dar dacă pun webcam în partea asta, am umbră. Nu pot să-l scot. Cam așa. Dom șef. Așa. Bun. Așa, bun, perfect. A venit cineva? A, nu, au plecat, ok. Au plecat, ok. Așa, cam așa arată ring light-ul. Sunt curios cum, ia să vedem dacă, stai să-l bag în priză, să vedem cum e. Hai că dai cu ele în trei, stai ușor. Așa. Poate pleacă la unii la giveaway. De asta zic, acum îl despachetez și... Nu știu cum îl împachetez la lor dacă e să-l dau la giveaway, nu știu, mă mai gândesc. Dacă îmi place prea mult, s-ar putea să faci un altfel. Are ban băiat, ca gândul ce capul. Din banii grămezi, de-a nu-ți vine ca să crezi. Să vedem cum merge asta. Wow, ce... Bă, ce bine luminează, ia. Ia stai așa și dacă dăm un pic mai încet. Uite, mamă, ce mișto. Și acum e mult mai încet. Cam asta e. Uite așa acum. Ia uite, acum am și din partea asta lumina. Ia uite, și cum e, fără. Acum asta e un lumină foarte puternic acum, e. Dacă dau așa. Uite, din ambele părți. Să avem lumină, când mai facem live sau nu știu ce. Da mă, e mișto ring light-ul ăsta. Oh, lumină mai caldă! Ok, are și lumină mai caldă. Nice. Bun, hai că mă mir de atâta de un ring light, hai să trecem la microfon. Dar vă pune chiar mișto ring light-ul ăsta, să-ți vine la pachet cu ring light. Ok. Ăsta e stand-ul de microfon? Ba nu, ăsta e de la... Bă, ești nebun, ăsta e de la ring light, cred că. Ca să ții, să pui ring light-ul, cred că. Ok. Da, deci aparent îți cumperi microfon și îți vine ring light. Mișto rău. Mamă, câte mai are pe aici, frate? Da, ok, asta cred că... Da, uite, are stand-ul de telefon, ok. Ah, mamă, vine și cu d-asta! Are și pop filter. Pe ăsta poți să nu apărea pop, sau apărea? Aici nu apărea pop filter. Ia uite. Deci are și pop filter și shock mount. Cât de tare. Ia. Yeah. De ăsta se prinde. De aici microfonul. Ia uite-l. Cam așa arată. Bum.
Vreți să-l testăm un pic acum? Să vedem cum se aude? Joacă papucii picioare? Auzați-i pe nesimțiți ăștia. Părere? Părere nesimțiți. Da. Bun. Stați un pic să vedem aici. Da. Ok. Hai să vedem cum e microfonul ăsta, să vedem cum se aude. La plugin, efectiv nicio setare făcută, să vedem cum se aude. Nu o să stau să pun acum brațul, o să las așa, mă, dar ce mișto, vine direct așa. O să, băi, ești nebun cât de tare. Băi, cât de tare, mă. Băi, mie îmi place mult, bă, Achilles, că gen, de la chestiile atât de profi, le face ieftine pentru, practic, ceea ce sunt. Mă, mă, vine și pe ăsta, pe mufă. Băi, nebunule, uite aici, de ăsta de tap. Ce tare. De lumini. Are butoane aici frumos să schimb luminile. Noise canceling. Aia are o grămadă de setări, are o grămadă de setări. What? De tare. Ok. Lasă pe roșu. Lasă așa puțin să vedem. Vreau să văd cum se aude, dar nu-l găsesc. Cred că trebuie să dau restart la OBS ca să-l testez. Ia. Mi-apare și mie pe aici? Microfon, Logitech, aha, aha. Nu mi-apare. Mă, nu ăsta e, nu-i băgat? Păi e băgat, că luminează. Să iau softul, oare? Dacă te să iau softul? Nici nu știu. Nu mi-apare. Bro, cât de sponsorizat e Andrei, microfoane, tastaturi, scaune, bine. Păi chat, multe, cât nu v-am dat câte chestii pe care le-am primit-o, guys, nu am ajuns la voi. N-ați văzut câte giveaway am făcut? Chestiile astea, guys, eu în momentul de față nu primesc nimica pe faptul că am deschis asta. Tot ce fac eu cu Achilles, produse pe care le dau, eu nu primesc niciun ban. Ok, vă spun de la bun început, sunt transparent, eu nu primesc niciun ban pe chestia asta. Niciun ban. Eu fac chestia asta practic ca să vă arăt produse mișto. Și ei practic mi arată produse mișto și eu vi le arăt, le păstrez, mai fac un giveaway etc. Cam așa funcționează. Nu primesc niciun ban pe chestia asta. Nu sunt plătit să zic că mamă cât de mișto e, că nu știu ce sau mai știu ce de astea. Da, mă, guys, cam asta a fost live-ul. Vedem pe live următor ce se întâmplă. Rupeți butonul ăsta de like dacă vreți să vedeți episodul cât mai rapid. Și vreau sâmbătă, așa cum îl vedeți pe Uzi aici, că aparent și-a făcut apariția, să facem un live horror. De mult timp, ceva diferit. O să vedeți, dacă sper să vă placă. Vedem ce iese.